Pe data de 14 ianuarie, procurorii de ICOT Craiova au obținut arestarea preventivă a 9 persoane acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc. Printre aceștia și Andrei Lazăr, fiul unei foste magistrate de la judecătoria Craiova. Tot atunci, Tribunalul Dolj a dispus ca alți 4 suspecți din acest dosar să fie cercetați în continuare sub control judiciar. Procurorii de ICOT au precizat că suspecții ar fi efectuat trafic de droguri de risc, respectiv cannabis și comprimată de ecstasy. Pe 8 martie, Tribunalul Dolj a dispus înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile în cazul celor 9 inculpați. Hotărârea instanței a fost contestată de procuror, dar Curtea de Apel Craiova a menținut ieri soluția Tribunalului Dolj printr-o hotărâre definitivă. Dintre cei 9 inculpați, numai Andrei Lazăr nu va ieși deocamdată de după gratii, el fiind arestat preventiv pe 26 ianuarie într-un dosar în care este acuzat că a înjunghiat anul trecut un bărbat în urma unei altercații izbucnite în incinta Casei de Cultură a Studenților din Craiova. Altercația a avut loc pe 14 februarie 2016, iar Lazăr a fost arestat preventiv la aproape un an de la comiterea faptei pentru că a încălcat condițiile controlului judiciar.